Pasăvan 3 pentru ce trăiți? De exemplu, mie nu mi se mai dă medicamentul compensat. Costă 2 milioane în singură pastilă. Asta ar însemna că I'm on the rocks. E nevoie de iscusința medicilor ca să găsească o soluție. Altfel, aș putea chiar să și mor. Mai devreme sau mai târziu. Poate mai devreme decât mai târziu. Asta vreau să vă spun, că nu ar fi mare pagubă. Dacă aș muri, mă duce la Dumnezeu. Acum nu vreau să spun ca unul care știe, care vine de dincolo, dar știu că mă duce la Dumnezeu și mi-ar fi de ajuns. Despre asta vreau să vorbesc. Toți ne putem gândi, de exemplu, n-am mai mâncat sarmale de când a murit maica, are vreo 7-8 ani. Care vreo două, trei. Pentru ce trebuie să mâncăm sarmale sau să citim chiar Coranul, sau Rum, sau Biblia, sau Hegel? Ascultăm rock, muzică sinfonică, mergem la munte, la mare, mama dracu. Pentru ce trăim? Sau să mergem în cer când murim? Adică, dacă mai am învăluit o singură idee, viața asta o trăim într-un bal sau într-o gară pe cer. Să sperăm.